Luni 3 iunie a fost ziua porților deschise la Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș, activitate ce marchează începutul săptămânii prevenirii criminalității. Evenimentul, destinat în mod special copiilor, a fost un bun prilej de a vedea tehnica folosită în activitatea de poliție. Laboratorul criminalistic mobil, folosit pentru realizarea cercetării eficiente la locul comiterii infracțiunilor, dar și autospecialele și uniformele din dotarea luptătorilor sa, a polițiștilor rutieri, dar și a celor de la ordine publică. Activitatea s-a desfășurat în parcarea din fața clădirii inspectoratului.